Oamenii lui Dumnezeu, revenim la Biblie, la Cartea lui Dumnezeu, la acest reper universal pe care Dumnezeu l-a lăsat oamenilor, în special oamenilor credincioși. Aș vrea să revenim la Faptele Apostolilor, capitolul 1, și chiar dacă data trecută am citit versetele acestea, în seara aceasta o să le recitim, fiindcă ne vom opri din nou asupra lor ca să încheiem ceea ce am început. Din respect pentru cuvântul Domnului, vă rog să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 1 la 11. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reașezați. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, în seara aceasta suntem la cel de-al treilea popas în studiul nostru din cartea Faptele Apostolilor, un fel de a cincea Evanghelie din Biblie, scrisă de Luca ca și prima, ca și cea de-a treia Evanghelie care îi poartă numele. Aș vrea să revenim puțin la versetul 3 și, începând de aici, să observăm ce se întâmplă când se întâlnește Dumnezeu cu oamenii și care este întotdeauna scopul Lui. Acesta este un bun exemplu ca să înțelegem ce ar trebui să se întâmple când ne întâlnim noi unii cu alții și care ar trebui să fie scopul nostru. După patima lui, patima se numește toată suferința și moartea sa. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Spuneam data trecută, repet în această seară, că perioada aceasta de 40 de zile este perioada dintre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și, de asemenea, înălțarea sa. Și Domnul Iisus Hristos, după această perioadă, se întâlnește cu ucenicii în ziua înălțării sale și Biblia ne spune că le vorbește lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, sunt întâlnirile noastre caracterizate de discuții cu privire la împărăția lui Dumnezeu sau nu? Ne simțim în această seară niște oameni fericiți și binecuvântați, pentru că stilul nostru de viață și relațiile noastre, întâlnirile noastre cu oamenii, confirmă acest obicei al Domnului Iisus Hristos, sau ne simțim rușinați? De ce anume sunt caracterizate întâlnirile noastre? Care sunt subiectele care le avem în suflet, în minte și care pur și simplu le discutăm atunci când ne întâlnim? Domnul s-a întâlnit cu ucenicii și eu sunt sigur că ei ar fi fost curioși să știe ce ai simțit când ai murit, ce s-a întâmplat în noaptea aceea când te-au prins și te-au bătut, ce ți-au zis, când ai fost la marele preot, ce ți-a zis, tu ce ai răspuns,
Sunt sigur că au avut sute de întrebări, dar Domnul Iisus nu s-a întâlnit cu ei să le satisfacă curiozitatea, ci să-i conducă la maturizare, pregătindu-i pentru a servi în împărăția lui Dumnezeu. Fraților, orice cuvânt din cartea aceasta are rolul să ne corecteze pe noi și să ne îndrepte înspre o anumită direcție. Și dacă oamenii de afară, mă refer din afara bisericii, nu se corectează și nu merg înspre direcția bună, nu-i de mirare, că nu citesc cartea. Însă este de mirare să citim și să nu se întâmple nimic. Versetele 4 și 5 îl prezintă pe Domnul care introduce subiectul botezului cu Duhul Sfânt în perspectiva misiunii și a mandatului de martor. Observați, pe când se aflau cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, fiindcă Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Domnul a introdus subiectul botezului cu Duhul Sfânt în perspectiva misiunii. Ucenicii ocolesc introducerea Domnului Iisus și realizează ei înșiși o introducere. Observați cât de rău este să fii cu cineva care este mentor în grupul respectiv, care are autoritate în grupul respectiv, care are o agendă pentru întâlnirea respectivă, care se apucă să facă o introducere prezentând discuția și să se ridice cineva și pur și simplu să devieze subiectul. Așa au făcut ucenicii. Domnul a început să vorbească, încercând să introducă subiectul care era ultimul lucru pe care urma să li-l spună. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt, în urma acestei experiențe veți primi o putere care vă va ajuta să fiți martori în lumea întreagă. Ei, parcă neînțelegând ce vrea Domnul să spună, iau cuvântul și fac o altă introducere înspre un alt subiect, punându-l pe Domnul în situația să le spună: ascultați-mă, asta nu este treaba voastră. Ce ați zice dacă dumneavoastră ați întreba pe cineva: ascultă-mă, vrei să-mi spui și mie cum e acolo și acolo și acolo? Și el să vă spună foarte direct și ferm: ascultă-mă, asta nu-i treaba ta. Nu te-ai simțit puțin jenat? Da. Sau foarte probabil. Observați că Domnul Iisus Hristos are o agendă și nu lasă pe nimeni ca să îl conducă cu discuția într-o altă direcție. El știa ce trebuie să le spună. Știa că după ce le spune asta, o să se înalțe la cer, plecând dintre ei în trup. Și dacă a avut o misiune de îndeplinit, el și-a îndeplinit-o. El nu a avut o politețe rău înțeleasă, în care să-i lase pe oameni să discute despre orice altceva și el să rateze misiunea pe care a avut-o. Domnul i-a ținut pe oameni la subiect și le-a spus: ascultați-mă, de data asta nu vom discuta orice, ci de data asta vom discuta ce trebuie. Sunt impresionat de faptul că Domnul le spune: nu este treaba voastră, și pune capăt curiozității lor, aducându-i pe ei la un subiect de care de altfel ei aveau nevoie, dar nu știau. Observați cum introduc ei versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne. Aș vrea să spun faptul că cuvântul acesta pe care noi în limba română îl traducem Doamne, la momentul la care a fost pronunțat în vremea aceea, este un cuvânt din limba greacă care este corespondentul lui Doamne. Însă de ce vreau să vă spun asta? Vreau să vă spun asta că în mod normal, cuvântul acesta înseamnă domn, înseamnă stăpân, înseamnă proprietar sau chiar soț. Dar în Vechiul Testament era un cuvânt consacrat pentru Doamne atunci când te referai la Dumnezeu. Și cuvântul acela era Adon. Numai că acest cuvânt, de-a lungul istoriei, evreii l-au scos din vocabularul lor pentru simplu motiv că pornea de la rădăcina cuvântului Iahve, verbul a fi. Și în Exod, capitolul 20, versetul 17, acolo unde Domnul dă decalogul, cele 10 porunci,
Domnul le spune să nu luați în deșert numele Domnului. Ce au înțeles evreii din această poruncă? Au înțeles că nu trebuie să pronunțe numele Domnului oricând. Spre exemplu, nu trebuie să glumească cu numele Domnului. Vi s-a întâmplat să auziți pe oameni care fac glume în care este prezent cuvântul Duhul Sfânt? În care este prezent Domnul Iisus sau Dumnezeu sau Biblia sau Biserica? Sunt oameni care fac glume unde introduc și ideea de Dumnezeu. Glumele acestea nu sunt înțelepte. Nu le fac oamenii care vorbesc din înțelepciune. Glumele acestea nu sunt bune, pentru că Dumnezeu a dat în decalog o poruncă între cele 10 care spune nu lua în deșert, nu lua în glumă, nu lua în batjocoră, nu vorbi fără rost pronunțând numele lui Dumnezeu. Evreii au luat așa de în serios acest cuvânt și pentru că pornea de la aceeași rădăcină cu numele lui Dumnezeu, Iahve, Iahve însemnând eu sunt cel ce sunt, adică verbul a fi. E, Adona acesta avea aceeași rădăcină și ei ar fi spus aproape cuvântul Iahve. De aceea au eliminat cuvântul Domn din limba ebraică și au introdus cuvântul Domn din limba greacă, care se pronunța altfel și ei aveau conștiința liniștită că nu mai luau în deșert numele Domnului. Noi vorbim ușor despre farisei și remarcăm numai defectele lor, dar să știți că oamenii aceștia, pe lângă mulțimea defectelor lor, au avut foarte multe calități. Una dintre ele este scrupulozitatea lor de a nu lua în deșert numele Domnului, iar această atitudine este de-a dreptul remarcabilă. Întrebarea lor este, Doamne, când ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Întotdeauna când un om își deschide gura, prin ce spune și prin cum spune, poți să-ți dai seama cam ce are minte și cam cât îl duce mintea. E bine, când oamenii aceștia vin la Domnul Iisus, după patima sa, după învierea sa, înainte de înălțarea sa și în timpul promisiunii botezului cu Duhul Sfânt, ei n-au înțeles că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce îl primesc. Ei n-au înțeles că împărăția lui Dumnezeu acum va trece dincolo de granițele țării sfinte. Și pur și simplu ei s-au întors la ideea de Israel și îl întreabă pe Domnul, când ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Dovedind încă o dată că ei aveau perspectiva național-evreiască. Însă, privind în Noul Testament, este ușor de înțeles că deși apostolii au fost evrei, deși primii credincioși au fost evrei, Domnul a lăsat ca Evanghelia sa să meargă la toate națiunile pământului, la toți oamenii, indiferent de popor și etnie și limbă, însă ei n-au priceput la momentul acela lucrul acesta. Puțin mai târziu, în capitolul 10, când Petru urma să meargă în casa unor neevrei să le predice Evanghelia și cu această ocazie Domnul să trimită Duhul Sfânt peste noi convertiți, Petru are probleme să facă această slujire și este nevoie să fie implicat într-o experiență din care să înțeleagă că este voia lui Dumnezeu să meargă cu netăiații aceștia împrejur care au venit să-l invite să meargă în casa unora dintre neamuri și să le predice Evanghelia. Noi vorbim uneori despre apostoli la modul superlativ și noi avem impresia că ei în timpul acela au înțeles tot ce înțelegem noi acum. Deși ei au stat cu Domnul, multe dintre lucrurile spuse de Domnul nu le-au înțeles. Spre exemplu, n-a înțeles faptul că trebuia să moară. Ei au luat-o ca o tragedie, au intrat în depresie. N-au înțeles că va învia. Când a înviat, nu le veneau să creadă. N-a înțeles că Domnul nu va reveni imediat. Ei toți au crezut că Domnul va reveni în câteva zile, în câteva săptămâni, în câteva luni. Noi avem zestrea la 2000 de ani de istorie creștină, în care este prezentă nu doar Biblia, ci și interpretarea ei, interpretare pe care noi o numim teologie. Și astăzi, noi avem biblioteca plină de cărți și uneori le deschidem
Și vrem să știm anumiți oameni ai lui Dumnezeu cam cum explică cina Domnului sau Trinitatea sau botezul în apă sau botezul cu Duhul Sfânt. Și lucrul acesta ne ajută pe noi să interpretăm corect. Asta se numește în comunitate, adică luând și părerea altora, a predicatorilor din biserică, a altor predicatori, a altor predicatori pe care nu-i putem asculta, dar avem scrierile lor sau predicile lor înregistrate. Și în felul acesta facem comparații, ne deschidem orizontul și suntem mai siguri pe interpretarea pe care noi o acordăm scripturii la modul general și unor texte asupra cărora avem curiozitate sau nesiguranță la modul special. Răspunsul Domnului în versetele 7 și 8 la întrebarea escatologică. Escatologic este un cuvânt, un termen care definește vremea sfârșitului. Pentru că, din nou, un cuvânt din limba greacă, escaton, înseamnă sfârșit. Și noi când vorbim despre vremurile sfârșitului și toate evenimentele, toate profețiile, spre exemplu, cartea Apocalipsa, cartea Daniel, cartea Ezechiel, chiar și alte scrieri din Ieremia și Isaia, ei, când noi vorbim despre vremurile sfârșitului, partea aceasta de teologie care explică această parte a Bibliei se numește escatologie, de la escaton. Ei, la curiozitățile escatologice ale apostolilor, Domnul are un răspuns diferit. Și citim în versetele 7 și 8, el le-a răspuns: nu-i treaba voastră să știți. Să știți vremurile și soroacele, adică să știți ce se va întâmpla atunci. Nu vi se pare puțin ciudat răspunsul Domnului? Nu-i treaba voastră să știți ce se va întâmpla atunci și cum se va întâmpla aici, atunci. Aici sunt două verbe, două cuvinte, doi termeni, vremuri și soroace. Cam același lucru ce înseamnă în limba română, este foarte bine tradus aici. Însă uitați ce înțeleg eu de aici și în primul rând înțeleg faptul că Domnul le-a spus lor următorul lucru: pe voi vă interesează viitorul, pe mine mă interesează prezentul. Pe voi vă interesează ce se va întâmpla atunci, dar voi nu veți mai fi în viață atunci. Știți bine că ei au murit de aproape 2000 de ani. Pe voi vă interesează ce se va întâmpla atunci, dar voi nu veți mai fi în viață cel puțin. Pe mine mă interesează ce faceți voi acum, nu ce știți voi despre timpul acela. Nu-i așa că onorarea numelui lui Dumnezeu și lărgirea împărăției avea legătură cu slujirea lor în vremea aceea, nu ce se va întâmpla peste 2000 de ani. La ce le folosea lor să știe ce se va întâmpla peste 2000 de ani dacă nu și-ar fi făcut slujba, adică să meargă și să facă ucenici începând din Ierusalim până la marginea pământului. Așa a cucerit creștinismul lumea, prin ceea ce au făcut ei în prezent, nu prin ceea ce au știut ei despre viitor. Frații mei, nu este rău să știm despre viitor ce ne spune Biblia doar. Dar dacă Biblia nu ne spune, noi de unde știm când spunem lucruri pe care Biblia nu le spune? Dar nu-i rău să știm lucruri despre viitor. E rău că tot ce facem este să știm ce se va întâmpla în viitor. O parte din Biblie și o altă parte din fanteziile predicatorilor. Însă, în același timp, noi neglijăm ce facem în prezent. Și există riscul să nu facem nimic. Asta este un mare păcat. Pentru că Duhul Sfânt pe care noi l-am primit, nu l-am primit ca să știm ce se va întâmpla atunci, ci l-am primit ca să facem acum, astăzi, ce Dumnezeu ne călăuzește să facem. Acest Duh Sfânt ne-a fost dat pentru astăzi, nu pentru atunci. Și nu pentru curiozități escatologice, ci pentru un prezent îmbibat de slujire, de sacrificiu, de dedicare și de implicare cu resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Este adevărat că felul în care pun eu problema prin comparație dă de înțeles că nu este important să știm ce spune Biblia despre vremurile sfârșitului. Nu vreau să spun asta. Dar punându-le în comparație ca și Domnul, vreau să accentuez că prioritatea nu este să știm ce se va întâmpla atunci, ci prioritatea este să facem ceea ce Duhul Sfânt ne călăuzește acum. Și evident, să știm apoi ceea ce Biblia ne spune despre vremurile sfârșitului. Deci, pe ei interesa viitorul, pe Domnul îl interesa prezentul. Doi, pe ei interesează ce va face Domnul când va veni. Pe Domnul interesează ce fac ei. Pe ei interesează ce va face Domnul când vii. Și Domnul spune: nu-i treaba voastră când vin. Pe voi vă interesează de mine, pe mine mă interesează de voi. Pe mine mă interesează ce faceți voi astăzi.
Asta mă interesează pe mine. Interesul Domnului este legat de activitatea noastră de astăzi. Ziua de mâine nu mai avem, a plecat, bună sau rea s-a dus. Ziua de mâine nu avem, s-ar putea ca unul sau unii dintre noi să nu mai apucăm. Iar dacă o apucăm cu toții, încă nu e a noastră. Dar ceea nostru este ziua asta. Astăzi diavolul a venit să ne ispitească, a reușit? Astăzi diavolul a venit să ne țină confortabil și să nu ne rugăm, că n-avem timp. Și să nu citim Biblia, că ne-a plictisit. Și să nu postim, că ne doare burta. Întreb, a reușit? Diavolul ne-a spus cu omul cu care ne-am întâlnit să nu-i spunem nimic de Hristos, că știi cum, să nu râdă de noi că noi suntem pocăiți. A reușit? Vă întreb, a avut Dumnezeu un plan cu noi astăzi? Cu siguranță da. S-a împlinit planul acela în viața noastră? Credeți că am făcut ce ne-a chemat Dumnezeu să facem astăzi? Am spus ce ne-a chemat să spunem? Credeți că ne-am rugat cât s-a așteptat El să ne rugăm? Am postit? Am deschis cartea? Oamenii ăștia sunt interesați ce face Domnul, dar Domnul este interesat ce face ei. Domnul este interesat de ce facem noi. Ce spunem noi, ce gândim noi, ce simțim noi, de omiterile noastre și de comiterile noastre. Și în al treilea rând, pe oamenii aceștia interesează detalii despre un eveniment viitor. Pe Domnul îl interesează experiența lor ca să primească puterea și primind puterea să fie niște martori de calitate. Să fie niște martori de calitate. Tema aceasta, a fi martor, este dominantă în Noul Testament. Spre exemplu, este aici în 1 cu 8, să fiți martori. Este prezentă în versetul 22. Ca să ne însoțească drept martor al învierii sale. Este prezent în versetul 32 din capitolul 2. Domnul a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai Lui. Este prezent în versetul 15 din capitolul 3. Ați omorât pe Domnul vieții care Dumnezeu l-a înviat din morți, iar noi suntem martori ai Lui. Este prezent în capitolul 5, versetul 32. Și putem să dăm multe alte referințe din Biblie. Ce am vrut să subliniez este că acest cuvânt, martor, este dominant în Noul Testament. Și până în 1054, pentru aproape 11 secole, biserica nu s-a numit în niciun fel. De-abia în 1054, pentru prima oară, s-a numit catolică în vest și ortodoxă în est. Atunci a apărut pentru prima oară nume de biserici. Astea se numesc bisericile istorice. Până atunci, oamenii aceștia credincioși erau numiți ucenici sau martori. Nu este ceea ce astăzi se numește Asociația Religioasă Martorului Jehova. Nu e vorba despre asta. Ci este vorba nu de a mărturisi despre turnuri de veghe, despre oameni, despre 44 de mii, ci de a mărturisi despre Iisus Hristos. Și nu ca și fiind un proroc asemenea lui Isaia și Ieremia, ci fiind Dumnezeu din Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru ca să moară în locul nostru. Lăudați să fie Domnul! Toată Cartea Faptelor este o împlinire a acestei porunci pe care Domnul o dă acestor oameni. Și porunca era clară. Avea câteva detalii, câteva obiective. Oameni buni, rămâneți aici. Pentru că aici se va întâmpla, nu în altă parte. Rămâneți aici. Dacă voi rămâneți aici, peste voi va veni Duhul Sfânt și când va veni Duhul Sfânt peste voi, o să primiți o putere. De puterea aceea aveți nevoie ca să fiți martori, altfel nu veți putea să fiți martori. Veți rămâne niște oameni neputincioși, fricoși, speriați, lipsiți de abilități, de competență, lipsiți de pasiune, de curaj, de resurse duhovnicești. Dar când veți primi puterea și veți intra în capacitatea de a fi martor, voi trebuie să începeți să mărturisiți începând din Ierusalim, vă extindeți slujirea în Iudeea, în Samaria și mergeți până când veți ajunge la marginea pământului. Și dacă o citim Cartea Faptelor, primele 7 capitole, de la 1 la 7, de fapt de la 2 la 7,
vorbesc despre mărturisirea lor în Ierusalim. Vine prigoana din capitolul 8 cu privire la Ștefan și la slujirea lui și capitolele 8 și 9 îi pun pe ei în situația să fugă din Ierusalim și să meargă în Iudeia, să meargă în Samaria, iar de la capitolul 10 încolo, începând cu casa lui Corneliu, când Petru merge la neamuri, atunci se declanșează misiunea de până la marginea pământului. Și de la capitolul 10 la 28, ultimul capitol al Cărții Faptelor, este de fapt misiunea până la marginea pământului. Observați că promisiunea lui Dumnezeu, dar și porunca lui Dumnezeu în același timp din versetele 7 și 8, nu sunt altceva aceste două versete, decât ca un fir roșu, ideea care transcende, adică care trece prin cele 28 de capitole ale cărții. 1-7 Ierusalim, 8-9 Iudeia Samaria, 10-28 până la marginile pământului. Deși Domnul nu ne spune când vine termenul acesta care îl găsim în Scriptură, parusia, este un termen teologic consacrat, dar e vorba de revenirea Domnului Iisus într-un termen obișnuit. Deși Domnul nu spune când vine, Domnul spune altceva. Spune ce trebuie să facem noi de când primim puterea până când vine El. Dacă n-a venit astăzi, înseamnă că trebuie și mâine să continuăm. Și dacă nu vine nici mâine, trebuie să continuăm. Și dacă nu vine nici poi mâine, trebuie să continuăm. Și dacă noi vom pune mâinile pe piept și vom pleca la cele veșnice și încă n-a venit, atunci nu e absolut nicio problemă că noi ne-am încheiat alergarea făcând ceea ce El ne-a poruncit să facem între momentul botezului cu Duhul Sfânt și momentul revenirii sale. Nu pentru toți creștinii sfârșitul vieții e momentul revenirii Domnului, pentru cei mai mulți e momentul plecării acasă. Numai pentru o singură generație va fi momentul revenirii Domnului, că o singură generație va fi în viață la revenirea Domnului. Sperăm să fim noi, dar există posibilitatea să nu fim. Frații mei, surorile mele, între timpul botezului cu Duhul Sfânt și între momentul revenirii Domnului Iisus, care este undeva în viitor, poate la noapte, poate mai târziu în viitor, noi ca și oameni credincioși, noi am primit mandatul să mergem. Vreau să vă spun ceva. Această trimitere nu este adresată în primul rând bisericii, ci este adresată în primul rând credinciosului ca martor. Este adresată bisericii pentru că un număr de martori compun o biserică locală. Noi cât suntem aici, compunem o biserică locală. Dar această poruncă a fost dată omului, nu bisericii. Este dată bisericii pentru că oamenii mântuiți se formează în biserici locale. Biserica de pe Caldwell, biserica de pe nu știu unde, biserica de pe nu știu unde. Dar porunca e dată individului. Așa că fiecare dintre noi suntem vizați de această poruncă a Domnului. Care? Primiți puterea și după ce ați primit-o să știți că ați primit-o ca să vă duceți, să fiți martori. Aici mai întâi în zona voastră. Unii rămânem tot timpul locali, alții facem curse, dar nu lungi. Alții facem curse lungi până la marginea pământului. Dumnezeu are tot felul de slujitori. Dacă vreți să dau un exemplu cu șoferitul, cu trocăria, dacă zic bine, sunt unii care merg cu mașina numai aici local, alții fac curse mai scurte, nu mai știu până unde, și alții se duc până la marginea țării. Ei, la fel se întâmplă cu această împuternicire pe care Domnul a dat-o oamenilor din biserica sau oamenilor mântuiți, care atunci când primesc această împuternicire, ei devin martori și trebuie să fie responsabili de această mărturie a lor. Mântuitorul, dragii mei, a chemat 12 bărbați. În cadrul acestei misiuni, marcată de cele două repere, momentul botezului cu Duhul Sfânt, convertirea, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt și revenirea Domnului Iisus. Și în această perioadă lungă deja de 2000 de ani, se întâmplă în mod ciclic aceleași lucruri. Ce se întâmplă? Când Domnul vrea să facă o lucrare, cheamă un om. Când Domnul a vrut să facă lucrarea, a chemat 12 oameni. Pe acești oameni i-a convertit,
Pe acești oameni i-a botezat, pe acești oameni i-a instruit, pe acești oameni i-a maturizat, i-a împuternicit puterea care au primit-o când a venit Duhul Sfânt și i-a trimis. Și ei au plecat. Și la rândul lor, experiența pe care ei au avut-o cu Domnul, au repetat-o cu oamenii la care au mers. Care este misiunea lor? Misiunea lor este să facă convertiți dintre oamenii din lume, dintre cei mai păcătoși oameni din lume, dintre toți oamenii din lume, morali sau foarte imorali. Toți oamenii din lumea asta sunt candidați la mântuirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a trimis pe noi la toți, albi, negri, galbeni, români de ai noștri sau de oricare altă etnie și popor și limbă. Nu trebuie să ne reținem de la mântuirea niciunei ființe umane, de la cele mai mizerabile ființe umane, de la cel mai păcătoase. Dacă vreți să dau exemplu oamenilor care au făcut crime în masă, să zicem, uitați-vă la oamenii ăștia care astăzi staie gâtul la oameni sau le dau foc în cuși metalice sau nu mai știu ce mai fac. Mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Și ucenicii aceștia mergând, ei trebuie să facă convertiți. Fac convertiți pe care îi botează și pe care îi instruiesc. Ce înseamnă să îi instruiască? Înseamnă să îi învețe cu deamănuntul despre legea lui Dumnezeu. Apoi îi ajută să se maturizeze. Ce înseamnă să se maturizeze? Nu doar să știe ce să facă și ei înșiși să fie un anumit tip de creștini, adică creștini de calitate. A fi matur înseamnă a te sfinți. A fi instruit înseamnă a deveni un predicator, un cântăreț, un lider, un om care slujește, un misionar, un evanghelist. Una este să fii instruit într-o competență, într-o abilitate și una este să fii maturizat în viața ta interioară. Sunt oameni care se duc să facă o slujbă, dar ei nu trăiesc în sfințenie și sunt oameni care trăiesc în sfințenie, dar nu se duc nicăieri. Domnul ne cheamă să ne maturizăm, să fim sfinți, dar ne cheamă și să ne instruim și pe fondul maturității noastre duhovnicești să mergem în numele Domnului și cel puțin local, dacă nu mai departe, să spunem Evanghelia în perspectiva mântuirii celor care o ascultă. Și apoi să îndemnăm pe oamenii aceia să se boteze în apă, să se boteze cu Duhul Sfânt și să-i trimitem. Du-te! Și iată dar cum s-a repetat într-un alt om experiența noastră. Și îi spunem la omul acela, du-te și tu și cu cât de mulți oameni poți, repetă ciclul ăsta. Și de 2000 de ani acest ciclu se repetă. Cheamă un om din lume, roagă-te pentru el, împrietenește-te cu el, vizitează-l, cheamă-l la tine, apropie-te de el. Vorbește-i frumos, stai în relație cu el. Mai întâi dovedește inima ta de prieten și apoi pe fondul încrederii pe care ai realizat-o în relația cu el, încep și vorbește-i de Domnul. Poți să-i vorbești de prima oară de Domnul, dar un străin, vocea unui străin, nu va avea mult impact asupra lui. Dar dacă începe să te cunoască, să te vadă om de caracter, să-ți cunoască viața, prioritățile, valorile, va fi impresionat că ești un om de treabă și atunci își va deschide inima ca să te asculte pentru că te respectă. Acest ciclu se întâmplă de 2000 de ani, iar Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2, spune în această scrisoare pastorală următorul mesaj lui Timotei. Și ce ai auzit de la mine în fața multor oameni, încredințează și tu la oameni de încredere, care să fie și ei la rândul lor să învețe pe alții. Iată acest ciclu cum se învârte ca o minge prin istoria de 2000 de ani a creștinismului. Pentru aceasta am primit puterea. Pentru aceasta. Pentru aceasta în primul rând, evident. Dragii mei, o să ne oprim aici, o să facem rugăciunea de încheiere și în rugăciunea aceasta aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi. A existat în viața noastră cinzecimea? Cinzecimea este momentul botezului cu Duhul Sfânt, da? După momentul cinzecimii urmează revenirea Domnului, dar între aceste două evenimente noi ce facem? Pentru că cinzecimea există, pentru ca să primim puterea. La cinzecimea asta se întâmplă, primim puterea. Și puterea o primim ca să mergem în numele Domnului și să repetăm, să învârtim mingea aceea în istorie,
convertiți oameni, faceți ucenici din ei, învățați-i, ajutați-i să se maturizeze și spuneți-le să se ducă și să repete lucrul acesta cu alții. Dacă Biserica lui Dumnezeu vreodată nu mai face lucrul acesta, să știți că a adormit și perspectiva este moartea. Indiferent de cât de mult guvernul este de acord cu acest plan al lui Dumnezeu dat bisericii și indiferent cât de bine stă biserica financiar în generația aceea, biserica are responsabilitatea să primească puterea și să se ducă, chemând pe toți oamenii din lume să se încadreze în acest ciclu universal al creștinismului. Convertire, naștere din nou, mântuire, ucenicie, maturizare, instruire, împuternicire și trimitere. Și din nou o altă clasă, și din nou o altă clasă. Ce face școala în care ai făcut dumneata cele 4 clase, cele 8 sau liceu? S-a închis? Oh, nu. Dar ce face? Alții sunt în locul nostru. Pe băncile alea unde am stat noi, astăzi stau alți oameni. Pe banca unde am învățat eu în satul Bălănoaia de lângă Giurgiu cu 40 de ani în urmă, sunt alții acum, nici nu erau ei în viață când eu am fost acolo și când ai fost dumneata acolo. Sunt alți ucenici pe băncile acelea. Ei, făcând o comparație cu lucrurile duhovnicești, trebuie să fie alții în locul nostru care deschid pentru prima oară Biblia, care plâng înaintea Domnului și ridică o mână, care se urcă în baptistier și spun da, cred în Iisus, care fac un curs de instruire și le spunem duceți-vă în misiune în numele Domnului și predicați Evanghelia să se pocăiască oamenii. Ăsta este mandatul bisericii. Cartea Faptelor, în primul capitol, vorbește despre asta. Scumpă biserică, haideți să ne rugăm.